Bun găsit! Sunt Mihaela Gurescu și vă prezint retrospectiva săptămânii. Luna aceasta, la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, s-a desfășurat cea de-a 23-a ediție a sesiunii de comunicări științifice a studenților in extenso. Studenții Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor au fost apreciați pentru munca lor de cercetare depusă pe tot parcursul concursului și s-au întors la Timișoara cu toate cele trei premii. În perioada 15-19 mai, la Timișoara, s-a desfășurat un program interdisciplinar care a reunit 45 de doctoranți, masteranți și cadre didactice, atât din UVT cât și din universitățile partenere. La aceștia s-au adăugat aproape 30 de responsabili din administrația publică, actori ai mediului cultural, creativ și social-economic din Timișoara, Lugoj și Buziaș, cu care cursanții au dialogat în timpul activităților de teren prevăzute în program. Universitatea de Vest din Timișoara, prin intermediul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, împreună cu Google România, a organizat evenimentul Atelierul Digital 2.0, Competențe noi pentru viitor. Scopul acestui eveniment a fost acela de a evidenția rezultatele obținute în ultimii 5 ani în cadrul Atelierului Digital, dar și de a construi planurile pentru proiectele viitoare. Miercurea trecută am participat la un dialog interactiv, în cadrul căruia au fost abordate subiecte referitoare la cum arată activitatea unui jurist, ce presupune viața unui student de la Facultatea de Drept, precum și tips and tricks despre cariere alternative. Evenimentul s-a desfășurat fizic la Mainz Hub și le-a avut invitate pe absolventele Alexa Vlad și Diana Băcăian. Comunitatea UVT are, începând de luna aceasta, un nou membru onorific. Jean-Pierre Sauvage, laureat al Premiului Nobel în Chimie în 2016, a primit titlul de doctor honoris causa scientiarum. În urma ceremoniei de acordare a titlului, reputatul chimist francez a ținut o prelegere specială dedicată științei. O seară memorabilă am avut la conferința Diavolul și Bunul Dumnezeu, problema dualismului religios în Europa de Sud-Est, susținută de cercetătorul Andrei Oișteanu și moderată de criticul literar timișoran Mircea Mihăieș. Evenimentul a făcut parte din programul la OVT Cultura Este Capitală, inclus în programul cultural Timișoara 2023 Capitale Europeană a Culturii. Conectarea studenților UVT cu mediul de business este un lucru esențial pentru universitatea noastră. Unul dintre cei mai mari jucători de pe piața muncii timișorene, Forvia Hela, le-a vorbit miercuri studenților despre posibilele cariere pe care un absolvent le poate avea în companie. Evenimentul a fost organizat de către CCOC UVT și s-a desfășurat în Amfiteatrul A01 din sediul central. UVT a devenit partener în cadrul DigiStep, un proiect marca Erasmus+. Acesta își propune să îmbunătățească abilitățile digitale ale profesorilor cu scopul furnizării cursurilor de dezvoltare durabilă. Tu pentru ce ai nevoie de mai mult timp? În cadrul acestui webinar, echipa CCOC UVT a abordat subiecte precum relația cu timpul, câteva tehnici pentru un management eficient al acestuia, dar și discuții despre timp raportate la situațiile actuale. Evenimentul a avut loc joi pe platforma Google Meet. UVT, prin Facultatea de Sociologie și Psihologie, a organizat atelierul Gestionarea Anxietății. Evenimentul a avut drept invitate pe Antonia Olah, consilier în carieră, și pe psihologul educațional Bianca Prisacară, care, prin intermediul aplicațiilor propuse, au încercat să realizeze o abordare comprehensivă de reducere a abandonului universitar. Universitatea de Vest din Timișoara triumfă pentru a treia oară consecutiv în campionatul național universitar. Echipa de fotbal UVT a reușit să învingă pe cei de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, cu scorul de 2-0, reușind să marcheze câte un gol pe repriză. Noi îi felicităm pentru această reușită și le dorim mult succes pe mai departe. UVT a fost prezentă la evenimentul Astrofest 2023, organizat weekendul trecut la București. Evenimentul a adunat pasionați de astronomie, specialiști, amatori și studenți din întreaga țară, care au explorat secretele cosmosului prin intermediul prelegerilor, workshop-urilor interactive și expozițiilor tematice. Ciclismul a întregit performanțele excelente ale sportivilor de la CSU UVT prin prestațiile de la Turul Colinelor 2023, care a avut loc în zona Bacăului. Alexandra Cioclu a terminat pe prima poziție concursul juniorelor cu un timp cumulat de sub 2 ore și jumătate. Ediția din acest an a Junior NBA League România, o adevărată sărbătoare a basketului juvenil, a ajuns la final. Câștigătoarea provine din vestul țării și este Colegiul Național Bănățean Timișoara, care s-a impus în cadrul turneului final desfășurat sâmbătă și duminică la sala Constantin Jude. Finalul lunii mai a fost destinat organizării tradiționalei săptămâni sportive Unisport Vest, un program prin intermediul căruia studenții UVT au participat la zeci de competiții, de echipă sau individuale, dar și la evenimente conexe organizate de Facultatea de Educație Fizică și Sport. La fel ca în anii trecuți, UVT promovează sportul în rândul studenților, îndemnându-i la un mod de viață activ, în care recrearea, buna dispoziție și competitivitatea sunt în prim plan.
Campionatul național de karate de la Oradea a demonstrat încă o dată nivelul la care sunt sportivii noștri în această disciplină. În concursul individual, Mihai Stanciu și Ioana Popescu au terminat învingători, Alexandru Șan și Ana Maria Bușă au ocupat pozițiile secundare, iar Bogdan Hrițcu și Denisa Burs au ocupat locurile 3. Echipa Coder Dojo UVT a participat sâmbătă 13 mai la Noaptea Muzeelor, eveniment organizat la Nokia Timișoara. Copiii, dar și adulții interesați, au fost întâmpinați cu entuziasm de roboți și de voluntari plini de bună dispoziție. Sâmbătă ne-am bucurat de un dialog la înălțime în grădina urbană UVT, alături de Ghiță Mureșan, singurul român care a jucat în NBA. Gheorghe Mureșan este un nume de legendă în lumea basketului național și internațional, precum și un jucător remarcabil care a adus o contribuție semnificativă în istoria acestui sport. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de UVT Media Hub.